Oradea se bucură de o șosea ocolitoare de care poate fi mândră, cu poduri și pasaje spectaculoase și patru benzi. Cu toate acestea, iluminatul centurii se află într-o situație mai puțin pozitivă, și anume, nu există o firmă care să asigure întreținerea rețelei de iluminat public, motiv pentru care unele zone sunt cufundate în beznă. Este chiar cazul unui șir de becuri de lângă pasajul suprateran, recent inaugurat la ieșirea spre Arad. Apoi, există o porțiune rămasă în beznă în dreptul cartierului Europa și o altă în preajma pasajului transversal de la intersecția Centurii cu strada Nojoridului. Primăria Oradea plătește energia electrică, însă rețeaua de iluminat a Centurii cade în sarcina CNADNR. Totodată, șeful secției Oradea de drumuri și poduri se declară depășit de situație, indicând faptul că este de datoria șefilor de la Direcția Regională Cluj să soluționeze problema.